Un tânăr în vârstă de 18 ani și-a pierdut viața după ce a fost lovit de tren în voluntar județul Ilfov. Joi seară, băiatul a plecat la plimbare însoțit de două fete pe lângă linia de cale ferată din voluntari. Tinerele au declarat că el vorbea la telefon și, nefiind atent, s-a întors la un moment dat și a fost lovit în plin de trenul de călători care circula pe ruta Constanța București Nord. Zona în care a avut loc accidentul este frecventată zilnic de copii și tineri care pot ajunge acolo printr-un gang. Oamenii care locuiesc în zonă spun că locul este periculos și Că au cerut autorităților de ani de zile să închidă accesul, dar fără succes.